Bună seara, domnule Can și telespectatorilor noștri. Spuneți-ne puțin despre informația asta, e certă? Deci a cerut domnul Weber discutarea situației din România? Da, acum o oră noi am avut la Strasbourg începerea sesiunii plenare a acestei săptămâni și chiar în deschiderea sesiunii plenare, liderul grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, domnul Weber, a solicitat discutarea situației politice din România în Parlamentul European, ca urmare a acuzațiilor aduse primului ministru, dar în special ca urmare a tentativei Parlamentului de a obstrucționa actul de justiție, ca urmare a votului de astăzi din Comisia Juridică, ca urmare a solicitării grupului nostru, președintele Parlamentului European a propus două inițiative. Situația va fi discutată în Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European, care va elabora un raport care va fi supus dezbaterii plenului într-una din următoarele ședințe. Noi sperăm ca chiar în sesiunea plenară din iulie Parlamentul European să dezbată situația din România și cel de-al doilea pas, conferința președinților, liderilor grupurilor politice, va discuta situația politică din România săptămâna aceasta joi. Deci liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor discuta situația din România joi și după aceea, Comisia pentru Libertăți Civile a fost chemată să elaboreze un raport privind situația din România, care va fi dezbătut în plenul Parlamentului European. Noi sperăm în luna iulie, înainte de vacanță. Zicrite, salut, sunt Cristian Diaconescu. Dacă îmi permis să spun o întrebare, de fapt o rugăminte de clarificare. Da, sigur, cu plăcere. Bună seara. Bună seara. Poți să ne spui care a fost reacția celorlalți lideri din statele puternice în grupul PPE la solicitarea lui Manfred Brunner? Vreau să spun acest lucru pentru că n-aș vrea să o spun eu, că de aici de la București se spune că suntem câțiva care ne atacăm România prin străinătate. Când președintele grupului Partidului Popular European face o asemenea afirmație, vine cu o asemenea inițiativă în plenul Parlamentului European, are susținerea grupului său politic, a delegațiilor, a celor mari și a celor mici. Am discutat tema scurt în ședința grupului PP înainte de începerea sesiunii plenare de la ora 16 la ora 17 și s-a decis în cadrul grupului să se proceadă în acest fel în plen. Deci când președintele grupului PP face o asemenea declarație, vine cu o asemenea inițiativă în plenul Parlamentului European, vă asigur că are susținerea întregului grup.